că v-aș adresa rugămintea să ne așezăm pentru a putea da drumul acestui eveniment și am să îi rog și pe colegii care sunt în prezidiu să se alăture. Bună dimineața și bine ați venit! Îmi face o deosebită plăcere să fiu eu astăzi cel care deschide un eveniment, aș spune, important pentru piața de capital, important pentru viitorul pieței de capital din Republica Moldova. Este un pas mic, dar necesar pentru diversificarea instrumentelor de capital, instrumentelor de investiții pe care piața de capital le poate oferi investitorilor pentru diversificarea portofoliului pe care acestea îl au și în același timp reprezintă o sursă alternativă pentru autoritățile publice locale în domeniul asigurării necesarului de finanțare pentru realizarea unor proiecte locale, proiecte care au impact asupra unor comunități restrânse, dar proiecte care le asigură o autonomie față de bugetele care se repartizează periodic din bugetul statului și o posibilitate de a-și realiza aceste proiecte mult mai rapid decât în modul clasic care era până acum. Bucuria este și mai mare pentru că acest drum a fost pornit cu mult timp în urmă, cred că sunt 3 ani de zile de când tot am încercat să identificăm primii curajoși care vor reuși să facă un astfel de proiect. Mulțumim foarte mult colaboratorilor și partenerilor noștri de la Expert Group și cu sprijinul Ambasadei Olandei în Republica Moldova, care au făcut toate eforturile pentru a face ca acest proiect să prindă viață. Știm foarte bine discuțiile care au avut loc tot timpul și în pandemie și pe Zoom și ulterior pentru a face acest proiect și a identifica primii doritori în acest proiect. Le mulțumim foarte, foarte mult pentru că ne-au acordat încredere și pentru că au decis să mergem împreună pentru realizarea acestor proiecte. Dar astăzi, cred că discuția cea mai mare și să spunem așa, toate camerele ar trebui să fie pentru cei doi curajoși care au îndrăznit să creadă în acest proiect, respectiv primăria Sângera și primăria cea de lângă, pentru că știm foarte bine că în drumul acesta decizional până la acest moment au fost multe întreruperi, multe încercări de a renunța la proiect, dar ei au mers mai departe și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru, pentru că au crezut în finalitatea acestui proiect. Fără sprijinul și acordul și know-how venit de la BT Capital Partners, care ne-a ajutat foarte mult în perioada de pitching, în perioada de pregătirea prospectului de emisiune, iarăși acest proiect nu s-ar fi realizat și le mulțumim pe această cale pentru tot sprijinul pe care l-au acordat și, bineînțeles, echipei de trezorerie din Victoria Bank, Natalia, care va vorbi mai târziu. Mulțumim mult de tot pentru aceste succese, ca să spun așa, care s-au realizat până în acest moment. Vorbind de obligațiunile municipale emise de autoritățile publice locale, în primul rând se va asigura sau vom milita pe toată perioada aceasta asigurării unei transparențe totale, pentru că
portofoliul de investitori care va investi în, în aceste obligațiuni nu va fi o singură bancă sau un singur investitor, ci ne dorim să fie un portofoliu diversificat, un portofoliu care să poată să ajute la diversificarea pieței de capital și să facă și următorul pas, respectiv creșterea pieței secundare pe bursă, pentru că până la urmă rolul nostru ca intermediar nu este numai să asigurăm aceste surse alternative de finanțare, dar să asigurăm și o creștere a activității pe piața de capital, atât că vorbim pe piața primară, dar cât și pe piața secundară. Și furnizarea investitorilor cu cât mai multe instrumente de investiții va asigura acest lucru în următoarea perioadă, iar noi suntem primii care vom investi resurse, timp și resurse financiare pentru a asigura această diversificare. Încă o dată, mulțumirile mele și pentru a duce povestea mai departe și a ne spune cum au decurs lucrurile, am să-l invit pe Adrian Lupșor să ne expună, care este director executiv la Centrul Analitic Independent Expert Group, să ne spune câteva cuvinte. Da, vă mulțumesc, domnule Pleșuvescu, stimați colegi, onorată asistență. Într-adevăr, astăzi este un eveniment foarte important. Eu aș spune un moment istoric pentru, și pentru piața de capital din Republica Moldova, și pentru autoritățile publice locale, deoarece această emisie, prima emisie a obligațiilor municipale din istoria Republicii Moldova, este un pas important și pentru dezvoltarea pieței de capital, dar și pentru consolidarea autonomiei financiare a autorităților publice locale. Știm foarte bine problemele financiare cu care se confruntă primăriile și cumva noi la Expert Group vedeam acest paradox, că pe de o parte cineva sau primăriile, dar și în sectorul privat este această problemă, se confruntă cu o criză acută de lichidități, iar pe de altă parte, de fapt, în economie există lichidități și iată că ne-am propus să dezvoltăm acest instrument care facilitează accesul primăriilor la finanțare și cu ajutorul ambasadei Olandei la Chișinău ne bucurăm că ne-a reușit să ajungem până la acest moment foarte important, momentul de lansare a ofertei publice, a prospectului. A fost un proces, sigur că a fost un complex, dar grație actorilor, părților cu care am avut onoare și plăcere să colaborăm, totul a mers, cred eu, destul de bine. Am o deschidere și din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care au îmbunătățit, deși am avut cadrul legal potrivit pentru emitere, am îmbunătățit împreună și am perfecționat acele instrumente, acele prevederi legale care permit emiterea obligațiunilor. Am avut deschidere, evident, din partea primăriilor, a fost o cerere destul de mare din partea primăriilor și am făcut o selecție transparentă, riguroasă, în baza proiectelor care au fost propuse de către primării și în rezultat am selectat 3 primării. Astăzi avem 2 emisii și urmează și Chișinău, dar Sângeru și Ciodărlunga, care astăzi vor prezenta curând proiectele. Veți vedea că sunt proiecte foarte importante pentru dezvoltarea economică a localităților, proiecte care vor avea return on investment, da? Proiecte care vor genera dividende și proiecte care înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea economică a localităților și pentru investitor este o oferă o certitudine că banii investiți astăzi vor fi returnați cu dobândă pe viitor, pentru că sunt proiecte care contribuie la dezvoltarea economică a localităților. Ministerul Finanțelor, un alt actor foarte important care la fel a susținut procesul, a avizat aceste obligațiuni, emiterea acestor obligațiuni municipale, ceea ce echivalează la nivel de riscuri echivalează aceste obligațiuni municipale cu valorile mobiliare de stat de facto. Anume faptul că guvernul în persoană Ministerul Finanțelor a avizat, ceea ce înseamnă că emisia corespunde tuturor normelor prudențiale
care sunt destul de conservative și destul de averse din punct de vedere a riscurilor prevăzute de către legislație. Noi am elaborat și un ghid pentru investitori, pentru că începând de astăzi va suna acel clopoțel care va lansa ofertă publică și investitorii, oricine, persoane fizice, juridice, vor putea procura aceste obligațiuni municipale și colegii de la Victoria Bank curând vor prezenta toate detaliile tehnice, dar este important că toți doritorii vor avea acces la acest ghid care va prezenta pașii destul de simplu, în termeni foarte simpli, ce trebuie de făcut pentru a deveni primul investitor sau investitorul la primele obligațiuni municipale din istoria Republicii Moldova. Ghidul este disponibil pe site-urile, va fi plasat și pe site-urile Expert Group, Victoria Bank, CNPF. Deci, credem că sunt descriși pașii destul de simplu, dar pentru orice întrebări în persoana și la Victoria Bank și la Expert Group veți găsi toate răspunsurile pe potrivă. Urmează detalii despre proiect, despre emisie. Din partea mea vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare, pentru că am ajuns la această etapă și de acum încolo urmează nemijlocit discuții pe marginea ofertei publice a proiectelor și vin cu un îndemn către toți să se intereseze, să procure aceste obligațiuni municipale. Mulțumesc! Înainte de a trece la discutarea ofertelor sau prezentarea ofertelor, aș mai avea doi invitați pe care îi rog să adreseze un cuvânt de deschidere. Primul este domnul Floris Van Eijst, șeful oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, cel care a asigurat sprijinul financiar pentru desfășurarea acestui proiect și pentru aducerea la îndeplinire a acestui proiect. Mersi. Stimați primar, stimați parteneri, sunt onorat să fiu astăzi aici la ceremonia de lansare a ofertelor publice de obligațiuni municipale de către primăriile din Sângerea și Ceadărlungă, împreună cu partenerul financiar Victoria Bank. Astăzi este o zi memorabilă, deoarece pentru prima dată în istoria Republicii Moldova vor fi emise obligațiunile municipale și astăzi sunt lansate primele oferte publice. Oficiul Ambasadei Țărilor de Jos crede cu tărie în acest mecanism. În primul rând, deoarece emiterea obligațiunilor guvernamentale locale permite municipalităților să investească în dezvoltarea durabilă a comunităților lor. Dar la fel de important, întărește mandatul municipalităților și le reduce dependența de deciziile de financiare la nivel național. Dependența redusă de transferul de fonduri provenite de la nivelul central este un lucru bun, deoarece reduce riscul de clientelism și, prin urmare, contribuie la o mai bună guvernare. Astfel, ne bucurăm că acest proiect a trezit interesul mai multor autorități locale care își doresc să implementeze proiecte de infrastructură locale. Și suntem siguri că mai multe municipalități vor urma exemplul bun al primărilor Sângerea, Ceadărlungă și Chișinău, care au fost selectate ca beneficiar ai acestui proiect. Acest instrument financiar e unul destul de tentant, însă implementarea acestuia necesită pregătire necesară și înțelegere privind utilitatea acestuia. Sperăm că cunoștințele și experiența acestui proiect pilot vor servi drept cale de parcurs și pentru alte primării din țară. Mulțumim partenerilor noștri de la Expert Group pentru efortul depus și pentru capacitarea beneficiarilor acestui proiect.
De asemenea, mulțumim pentru deschidere autorităților implicate în proiect și sperăm că această experiență utilă să fie multiplicată, iar primăriile din țară să devină mai independente financiar. Vă doresc succes în implementarea proiectelor de infrastructură locală. Mulțumim! Mulțumim și noi și felicitări pentru modul în care stăpâniți limba română. Următoarea invitată pentru astăzi este doamna Nina Doșca, vicepreședinta Consiliului de Administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Chiar discutam cu dânsa adineori cât de mult a durat acest drum până când a devenit posibil. Primele noastre întâlniri au fost 2016, da? Doamna Nina Doșca, mulțumim încă o dată. Bună ziua la toți! Nici nu pot să vă redau cât de bucuroasă sunt astăzi, deoarece, într-adevăr, ne aflăm la un moment crucial pentru dezvoltarea pieței de capital, fiindcă sensul pieței de capital este de a atrage investiții prin intermediul plasării instrumentelor financiare. Și obligațiunile municipale sunt, la fel, un instrument financiar care aduce beneficii duble, fiindcă, în primul rând, el contribuie, acest instrument, la atragerea investițiilor și la realizarea planurilor autorităților publice locale, cât și la primirea de venituri pentru acei investitori care vor investi în aceste instrumente. Da, eu mulțumesc foarte mult Victoriei Bank și anume în persoana domnului Bogdan Peșovescu, fiindcă, într-adevăr, atunci când dumnealor au intenționat de a intra pe piața de capital în Republica Moldova, ei au promis că o să depună toate cunoștințele și practica de care dumnealor dispun pentru a aduce pe piața de capital de o diversitate de instrumente financiare. Nu ni s-a reușit până când cu obligațiunile corporative, în schimb avem obligațiunile municipale care vor contribui la anume familiarizarea investitorilor cu un alt instrument financiar în afară de acțiunile care noi circulăm astăzi pe piață. Fiindcă scopul investitorului este nu numai de a obține portofoliu sau de a administra, scopul investitorului este în primul rând de a-și realiza planurile și de a obține profituri din investițiile care dumnealor le efectuează. Foarte mult le mulțumesc experților de la Expert Group, fiindcă noi cu dumnealor parcursul mai mulți ani am discutat mai multe probleme. De ce piața de capital nu se dezvoltă la noi? Care a fost rolul și care trebuia să fie rolul valorilor imobiliare de stat pe piața de capital? Cum ele trebuiau să circule? Cum circulă în alte țări? De ce la noi până când ele nu circulă? Care este politica fiscală? Și în sfârșit, chiar ne bucurăm foarte mult, fiindcă anume cu eforturile depuse de Expert Group, noi astăzi putem vorbi de lansarea la aceste două oferte publice, care în primul rând se datorează și acelor cunoștințe de care dispun acești doi primari care astăzi sunt în fața noastră. Domnul Valeriu Popa este angajat al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. El a lucrat la Departamentul Elaborare Actelor Normative. Nemijlocit dumnealui a promis că atunci când pleacă pe o anumită perioadă în funcție de primar, că o să facă tot posibilul ca el să fie unul dintre cei care vor atrage investiții prin intermediul acestor obligațiuni municipale. Mulțumesc mult și reprezentantului ambasadei Regatului Țărilor de Jos pentru suportul care l-a acordat echipei Expert Group și altor parteneri și clar că acestea sunt doar primele oferte. Eu nu spun că legislația care este astăzi este perfectă, dar anume aceste prime oferte și ne-or permite nouă să identificăm care sunt acele momente slabe și care sunt acele reglementări care urmează a fi modificate sau schimbate pentru a facilita și mai bine în continuare dezvoltarea acestui instrument financiar. Eu nu rămâne decât să doresc mult succes și apreciez că aproape 99% din lucru care trebuia să fie efectuat pentru lansarea acestor oferte, deja este efectuat. A rămas un singur procent, dar el este cel mai plăcut pentru noi. O zi bună la toți și încă o dată succese! Mulțumim! Este cel mai plăcut, dar și cel mai intens, pentru că acum
trebuie să dăm oficial startul acestui roadshow în care cei doi emitenți să-și prezinte proiectul pentru investitori și să convingă investitorii de ce ar trebui să investească în acest proiect și care sunt beneficiile pe care le vor aduce pentru comunitățile locale prin investițiile pe care urmează să le realizeze. Prin urmare, pentru început am să-i dau cuvântul domnului primar al orașului Sângerea, Valeriu Popa, care ne va prezenta proiectul investițional Construcția unui apeduct în cartierul Sângerea Revac. Mulțumesc! Sincer să fiu, eu am așteptat de mult un asemenea proiect să fie lansat la noi în țară, nu numai decât când eram primar, dar de ce? Pentru că este important, în primul rând, iar în calitate de primar, vă spun că ar fi foarte complicat de unul singur sau de unii singuri să ne lăsăm într-un asemenea proiect. De asta, atunci când am văzut anunțul de lansare a proiectului, am participat, ne-am bucurat foarte mult când am fost selectați. De asta mulțumim foarte mult Ambasadei Olandei pentru că au lansat un asemenea proiect, expert grup pentru implementarea proiectului în Republica Moldova, Victoria Bank pentru intermediere, care cel puțin până acum, eu sunt sigur și pe viitor, e foarte profesionist. Noi am avut mai multe întâlniri, toate cu rezultate foarte pozitive. Comisia Națională a Pieței Financiare întotdeauna a fost deschisă și acum cu atât mai mult, știu că promovează emisiunea obligațiilor municipale în cazul dat. Proiectul pe care noi îl finanțăm în Sângeră este construcția unui apeduct într-o zonă în care nu există apeduct, din păcate, până în acest an, dar noi, așa cum s-a menționat anterior, primăriile sau marea majoritatea primăriilor din Republica Moldova au bugete mult mai mici decât necesitățile financiare ale primăriilor. De asta emisiunea de obligațiuni este una din oportunitățile de finanțare a proiectelor de infrastructură din localitățile noastre. Deci nu se contribuie doar la finanțarea proiectelor de infrastructură sau doar la dezvoltarea pieței de capital, dar mai ales și la educația financiară a populației. Pentru că noi, în primul rând, în calitate de primari, noi ne adresăm populației, în primul rând populației din zona unde ne mijlocit se construiește apeductul, dacă îi vorbim de orașul Sângera, încercând să le explicăm toate beneficiile și cum ei, investind în obligațiuni, finanțează proiectul de care vor beneficia și plus la toate au și beneficii financiare. Noi avem promisiunea câtorva, nu foarte mulți, dar câtorva persoane fizice, nu vorbesc acum de agenții economici, că o să investească în obligațiunile municipale din emisie de Sângera, de primăria Sângera, sper că așa și o să fie. Dar este primul proiect. Eu sunt sigur, cineva spunea dacă vom reuși, eu spun că emitem cuvântul dacă, eu sunt sigur că noi vom reuși. Va fi o emisiune de succes 100%, pentru că suntem intermediați de profesioniști, suntem ajutați de experți de la expert grup, va fi o emisiune de succes 100%, iar anul viitor sau celălalt an, noi sperăm, deja avem planificat un alt proiect, dar îl începem atunci când suntem probabil la mijlocul proiectului primului proiect. De asta, noi vă mulțumim încă o dată pentru oportunitate. Sper foarte mult ca alte primării să preia exemplul de a emite obligațiuni municipale, pentru că știu foarte bine că sunt necesare surse financiare pentru toate primăriile, iar emisiunea de obligațiuni municipale, noi pur și simplu trebuie să aducem atât investitorilor cât și autorităților, administrații publice locale, dar numai decât și centrale, pentru că, apropo, eu sper foarte mult că o să fie efectuate anumite modificări legislative ca să promoveze emisiunea obligațiunilor, inclusiv pentru primării. Astăzi este un instrument în totalitate necunoscut, pentru că eu am mai discutat cu alți primari. Ei văd instrumentul ăsta ca un credit, dar este diferit de credit, este un instrument de creditare, dar nu este credit. Este un instrument care
aduce beneficii atât investitorilor, pentru că rata dobânzii, spre exemplu, e mult mai mare decât, bun, nu mult, dar este mai mare decât la depozitele bancare. Investitorul poate să-și recupereze oricând investiția, pentru că în cazul primăriei Sângera, noi ne-am asumat obligația să răscumpărăm obligațiunile într-o anumită sumă, în oricare moment în care investitorul solicită, plus la asta dobânda se păstrează pentru absolut fiecare zi. Deci nu e ca depozitul bancar, dacă ți se retrage înainte de termen, pierzi dobânda, nu. Pentru primărie v-am spus beneficiul că noi, oamenii nu pot aștepta apeduct, drum, canalizare, iluminat stradal, atunci când primărie o să aibă surse din alte, surse financiare din alte surse. Ei vor astăzi, de asta noi astăzi emitem obligațiunile, astăzi finanțăm și deja avem planul de rambursare a obligațiunilor. Dacă e necesar să dăm detalii de proiect, proiectul care va fi finanțat, noi le vom da. De asta vă mulțumim foarte mult, sunt sigur că va fi un proiect de succes și alte primării ne vor urma. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru încredere și pentru curaj. Următorul invitat este un alt erou, un alt primar care și-a asumat acest rol de deschizător de drumul, domnul Anatolii Topal, primarul municipiului Ceadar Lungă. Добрый день. Действительно, это новый инструмент, который мы, примары, можем использовать для развития экономики, инфраструктуры наших населенных пунктов, тем более в условиях пандемии, которая ударила по бюджетам, в том числе наших мэрий местных, которые и так были скудные. Мы на примере этого проекта хотим доказать и показать, что примары должны заниматься развитием экономики, привлечением инвестиций, а экономика экономику невозможно развивать без ремонта местных дорог, потому что инвесторы приходят туда, там, где есть дороги, где есть вода, где есть канализация, где есть все необходимые условия для того, чтобы развивать экономику. А развитие экономики – это рабочие места, то, чего нам остро не хватает по всем населенным пунктам, да и в целом в Республике Молдова. Остановить отток населения, создать условия для работы здесь, в наших населенных пунктах. А имея работу, мы будем получать, соответственно, больше налогов. Наши местные бюджеты, которые сможем направлять на развитие в целом наших населенных пунктов. Мы благодарны всем партнерам, которые нас отобрали, помогают нам в реализации данного проекта. Уверен, что у нас не будет проблем с размещением акций, у нас будут и физические, и юридические лица. Мы надеемся наших некоторых крупных партнеров, которые уже предварительно говорили и согласились покупать акции. Я почему-то думаю, что будут много активности среди, в том числе, физических лиц, для которых этот инструмент тоже новый, но он очень соблазнительный, и процентная ставка, которая будет предлагаться, она будет намного выше, нежели если это вклады в банках. Соответственно, уверен, что этот проект на примере наших трех примарий будет очень положительный, и другие примарии мэрии заразятся, и в дальнейшем будут этот инструмент использовать. И я уверен, что мы на этом останавливаться не будем. Мы уже можем сравнить, что такое кредит с банком, который мы имеем, и что такое размещение облигаций, акций, где процентная ставка ниже, нежели кредит, которым мы воспользовались чуть ранее в прошлом году. Соответственно, мы идем вперед и будем развивать совместно с нашими партнерами наши населенные пункты и обеспечивать нашим жителям достойную жизнь. Спасибо. Mulțumim și felicitări și în continuare am să o rog pe colega mea, Natalia Parastiv. Natalia, o să vii aici, a? Director al Direcției Trezorerie din Victoria Bank, care ne va prezenta condițiile ofertei publice de obligațiuni municipale și modul în care investitorii se pot adresa pentru a efectua investiții și pentru a subscrie în cadrul acestui eveniment. Pentru că este o... Bună ziua tuturor! În calitate de reprezentant al Victoria Bank, sunt onorată și bucuroasă că am ajuns la acest eveniment.
am ajuns la lansarea a două oferte publice de obligațiuni municipale. Sunt primele din istoria Republicii Moldova. De câțiva ani, în special de când suntem, Victoria Bank este parte a grupului financiar Banca Transilvania, încercăm să promovăm dezvoltarea pieței de capital și emisiunile de obligațiuni, atât corporative cât și municipale, și acest pas important este deja, să zicem, realizat. Deci, condițiile ofertelor publice de obligațiuni care sunt lansate astăzi de către primăria orașului Sângera și primăria municipiului Cedrlunga. Astăzi avem și în ediția periodică Capital Market publicatele avizilor privind lansarea ofertelor publice de obligațiuni municipale. Comisia Națională au aprobat aceste prospecte și, începând cu ziua de mâine, vom începe subscrierile la obligațiunile municipale. Deci avem, zicem așa, cum s-au spus și anterior, două primării, cele mai îndrăznețe și primii pionieri pe piața de capital, care emit obligațiuni municipale. Deci primăria orașului Sângera, în scopul atragerii fondurilor pentru construcția apeductului în cartierul nou Sângera-Revaca, doresc să atragă 4 milioane jumate și primăria municipiului Cedrlunga pentru reconstrucția drumurilor din municipiul Cedrlunga, și anume 11 drumuri, vor atrage 3 milioane de lei. Deci un scurt rezumat despre aceste două frumoase primării. Orașul Sângera este în cadrul municipiului Chișinău, la 18 km de municipiu, la 6 km chiar în raza aeroportului internațional Chișinău, cu un număr de locuitori nu așa de mare, 14.500, dar oricum este într-o creștere, mai ales în ultimii ani, într-o creștere și dezvoltare fructoasă. Avem în fruntea acestei primării, care pe lângă orașul Sângera are și satele învecinate Dobrogea și Revaca, pe domnul primar, domnul Valeriu Popa, și este asistat de un viceprimar, împreună cu consilierii săi locali, în număr de 23 consilieri. Chiar dacă este un oraș nu așa de mare, sunt destul de mulți agenți economici care își desfășoară activitatea în cadrul acestei localități. Avem mai mulți agenți economici cu care chiar am avut întâlniri pe data de 1 iulie și am discutat avantajele emisiunilor de obligațiuni, cum ar putea să aibă și ei avantaje financiare investind în aceste obligațiuni, dar și să contribuie la dezvoltarea localității. Deci peste 200 de agenți economici activi, cifra de afacere locală de circa 4 miliarde lei și încadrați în forță de muncă peste 4.500 de locuitori. Pe lângă cei că sunt și lângă aeroportul internațional Chișinău, în vecinătatea municipiului Chișinău, au și o stație de califerată la Revaca și intersectează Sângera, șoseaua Chișinău, care duce spre Bender, spre Odessa. Bugetul primăriei orașului Sângera, vedem că în ultimii 3 ani și este într-o creștere permanentă, cresc nu doar transferurile cu destinație specială din partea bugetului, dar și veniturile proprii. Anume, au creștere în venituri din taxe și impozite, atât de la persoane juridice, cât și de la persoane fizice. Și conform strategiei de dezvoltare pe 2020 până în 2025, își planifică să aibă și creșteri și mai mari. Deci, după cum a spus și domnul Popa, proiectul investițional, care este anume proiectul primăriei, trebuie să fie unul cu tentă socială, foarte
interesant pentru ca investitorii să investească în aceste obligațiuni este construcția apeductului în cartierul Nou Revacă. Deci vor beneficia circa 300 de gospodării din acest nou cartier și aceasta va aduce și foarte multe beneficii atât pentru localitate, dar și pentru localnicii care locuiesc acolo și își construiesc casele și vor beneficia de acest proiect. Decizia Consiliului Orășenesc a fost luată în martie 2021 și primăria a consultat populația din localitate în cadrul mai multor audieri publice realizarea acestui proiect. Deci, cum spuneam mai anterior despre beneficii, beneficii financiare vor avea primăria, beneficii vor avea și localnicii, vor avea și companiile, fiindcă o să poată mai multe să se înregistreze și să-și desfășoare activitatea în cadrul orașului Sângera și, și chiar și investitorii. Deci toată lumea are de beneficiat din aceste proiecte, din emisiunile de obligațiuni. O altă primărie frumoasă și îndrăzneață este municipiul Cedr Lunga. Este un oraș de la sudul Moldovei, din Găgăuzia. Am fost și eu acum cu această ocazie în Cedr Lunga și mi-a făcut plăcerea. Deci are un număr de locuitori de peste 22.000 de oameni. Este la o distanță de 130 de kilometri de Chișinău. Administrația publică locală, primarul, domnul Anatolie Topal, împreună cu doi viceprimari, asigură administrația acestei municipalități. Și în Cedr Lunga avem peste 800 de agenți economici. În Cedr Lunga activează zona economică liberă, sub zona Vulcăneștiului. Avem o platformă industrială multifuncțională. Municipiul este traversat de o cale ferată care îl leagă de municipiul Chișinău, duce spre România și spre Ucraina. De asemenea, chiar și la primărie, activează un departament profesionist pentru asigurarea companiilor și investitorilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Bugetul primăriei municipiului Cedr Lunga este pentru anul acesta la cifra de 64-65 de milioane de lei. La fel este un buget în creștere. Având astfel de bugete, putem fi siguri că obligațiunile emise, fiind asigurate cu veniturile viitoare ale primăririlor, vor fi achitate la timp, la scadență, la fel și dobânzile vor fi achitate. Deci gradul de îndatorare atât la Sângera cât și la Cedr Lunga este destul de mic. Deci în jur de 7,5, maximul Sângera va avea până la 14 la momentul scadenței. Deci cumva deci nici nu ajungem limita maximală admisibilă care o permite legislația în vigoare. Proiectul investițional Cedr Lunga, reconstrucția drumurilor, a 11 drumuri, atât din zona industrială, cât și din partea orașului, care vor ajuta la dezvoltarea acestei municipalități. Emisiunile de obligațiuni s-au bazat pe niște reguli legale, au fost respectate toate prevederile, atât a legii privind piața de capital, legii privind finanțele publice locale, cât și legea cu privire la datoria sectorului public. Deci, atât Victoria Bank în calitate de intermediar, cât și împreună cu colegii de la Expert Group, le mulțumim și angajaților, reprezentanților Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Am trecut toate
etapele, aproape toate până acum, respectând toate prevederile legale. Inclusiv și am trecut și etapa cu Ministerul de Finanțe, cu avizarea atragerii mijloacelor. Deci, participanții la procesul de emitere a obligațiunilor. În primul rând, trebuie să înceapă inițiativa sau să de la un emitent, autoritatea publică locală, deci care trebuie să aibă un buget care să-i permită să se îndatoreze, trebuie să aibă un management calitativ, un proiect investițional care să fie interesant, să fie pentru dezvoltarea primăriei și, desigur, că transparență. Fără a avea niște situații financiare transparente, echilibrate, nici investitorii nu vor investi. Și în cazul acesta, dacă avem astfel de emitenți, pot să-și realizeze visurile de a dezvolta proiecte prin atrageri de mijloace, prin emisiuni de obligațiuni municipale. După aceea avem alt participant, Ministerul de Finanțe, care obligatoriu avizează atragerea de mijloace pe termen lung și în cazul acestor două primării le avem avizele ambele. Este Comisia Națională a Pieței Financiare care aprobă prospectele emisiunilor. Depozitarul central unic, care va ține registrul deținătorilor de obligațiuni, deci spunem că orice deținător de obligațiuni este sigur că evidența este ținută corectă și oricând are acces la de a primi un extras din registru și să fie sigur că este deținător de obligațiuni. Și investitorii și intermediarii. Investitorii, cei care doresc să-și plaseze mijloacele pentru a o beneficia de dobândă, și intermediarul este participant profesionist pe piața de capital, care de la început până la sfârșit este alături de primărie pentru a realiza acest proiect. Iată, pe scurt, și toate etapele de emisiune de obligațiuni. După cum se spunea, am trecut prin toate etapele, le-am respectat pe toate și respectând și prevederile legale, începând cu consultarea proiectului de către primării, deciziile consiliilor locale de a realiza proiectele respective prin atrageri de obligațiuni, contractarea intermediarilor în bază de tender, obținerea vizului Ministerului de Finanțe, prospectul, pregătirea acestuia, aprobarea de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Am avut dialog cu investitorii și la început și ulterior cumva pentru a promova aceste instrumente și acum am ajuns la ultima etapă, cea mai, zicem, interesantă și importantă pentru toți, realizarea emisiunii propriu-zise. Realizarea emisiunii, în ce constă deja etapele nemijlocit a emisiunii. Deci acum, începând cu mâine, intermediarul Victoria Bank va acumula toate cererile de subscriere de la toți investitorii, va semna contractele, asigurându-se mijloacele în contul special deschis pentru fiecare primărie în parte, pentru acumularea mijloacelor. Și cum avem acumulate mijloacele de 4,5 milioane și 3 milioane, emitentul poate deja să anunțe și finalizarea subscrierii. Deci, conform prospectului aprobat, termenul de subscriere este de 30 de zile calendaristice, dar dacă vom reuși să finalizăm mai degrabă, atunci se poate de finalizat această subscriere mai degrabă. Care este criteriul? Este primul venit, primul servit. Deci, cumva, ca să încurajăm pe investitori cât mai repede să vină și să se subscrie la obligațiuni, să nu aștepte toți 30 de zile. Deci, cumva, e o intrigă ca să vedem cât de repede reușim să subscriem aceste două emisiuni. După ce vom avea mijloacele adunate, avem aprobarea de către primării adere de seamă, aprobarea la Comisia Națională și deja registrarea deținătorilor de obligațiuni în Registrul Valorilor Mobiliare și în registrul de la Depozitarul Central Unic.
imediat cum deținătorii de obligațiuni vor deveni proprietari de obligațiuni, vom admite obligațiunile spre tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei. Deci vor fi tranzacționate la bursă. Astfel, orice deținător, neașteptând data scadenței, are posibilitatea, prin intermediul unui participant profesionist, să le expună la vânzare. Sau dacă nu a reușit să subscrie acum, ce va fi la vânzare, poate și să cumpere pe piața secundară. Deci, împreună cu primăriile orașului Sângera și primăria și a municipiului Chișinău, intermediarul, consultând și opinia publică, au convenit asupra următoarelor condiții de subscriere. Deci Sângera va avea obligațiuni de două clase, pe 2 ani emise și pe 3 ani emise. Pe 2 ani obligațiunile emise vor fi în valoare nominală de 2 milioane lei. Rata anuală a dobânzii este rată fixă de 6,5% anual. Periodicitatea achitării dobânzii este semianual. Deci, odată la jumătate de an, deținătorul de obligațiuni va primi suma mijloacelor revenite conform ratei dobânzii 6,5%. Deci, obligațiunile sunt nominative, nematerializate, emise sub formă de înscriere în conturi, cu ținerea registrului depozitarul central unic. Pe 3 ani, emisiunea de clasa 2, pe 3 ani, are condiții similare, va fi în volum de 2.500.000, doar că rata anuală a dobânzii, fiind și termenul mai lung, este de 6,7% anual. Achitarea dobânzii, la fel, este semianual. Și emisiunea pe 3 ani a primăriei municipiului Ceadărlunga. Deoarece primăria Ceadărlunga a decis să achite dobânda chiar mai des sau achite trimestrial investitorilor, deci cumva investitorii o să primească mai repede și mijloacele, s-a propus rata anuală a dobânzii să fie 6,6% anual. Volumul total a emisiunii este de 3 milioane lei. Deci toate obligațiunile sunt emise în lei și au toate o valoare nominală de 1000 de lei. Pentru orice investitor, dacă dorește să se subscrie, pentru a se subscrie, avem stabilit un volum minim de 5 obligațiuni. Deci, începând cu o sumă de 5.000 de lei, oricine poate să o plaseze 5, 6, 10, 100, 200, 1 milion și așa mai departe. Atât fizici, juridici, chiar și nerezidenți. Deci am dat un exemplu de calcul a veniturilor din obligațiuni. Dacă, de exemplu, s-ar fi, am avea pe data de 25 august finalizată emisiunea și cu înregistrarea la depozitarul național, data de când începe a se spări dobânda, se calcula dobânda, în peste jumătate de an, pe 25 februarie ar fi achitată prima dobândă, iarăși peste 6 luni a doua dobândă și la o investiție de 50.000 de lei, timp de 3 ani, cu rata dobânzii, e un exemplu de 6,5, ar avea în total primită o dobândă de 9.759 de lei. Primăria Sângera și-a propus chiar și este și în prospect că pot să anunțe și răscumpărare anticipată. Deci chiar dacă să vedem investitorul îi convine rata care o are, poate să o țină până la scadență, dar dacă dorește, pe lângă oferirea posibilității de a vinde pe piața secundară, poate și să le vândă și emitentului, când va fi anunțată răscumpărarea înainte de perioada de scadență. Și acum o comparație, unde ne aflăm noi cu ratele de dobânzi la obligațiuni municipale. Deci avem avantajele și pentru primării, deoarece se atrag mijloacele în medie cu 8-9%, dar și pentru investitori. Pentru persoane juridice care își plasează în depozite bancare mijloacele cu rate între 3-4%,
persoanele fizice cu 4-5%, titlurile de stat, obligațiunile emisii de Ministerul de Finanțe pe 2 ani asigură 5,65%, pe 3 ani rată fixă 5,85% și primăriile propun o rată de 6,5% pe 2 ani și 6,6% și 6,7% anual pe 3 ani. Deci suntem mai sus decât titlurile de stat. Deci astfel este la moment cel mai atractiv instrument financiar pe piața de capital, pe piața monetară, unde ar putea să își investească investitorii, atât persoane fizice și juridice, mijloacele. Și chiar și ca o altă prezentare, unde într-adevăr depozitele încep de la 3-4-5% și titlurile 5-5-5-85%, iar obligațiunile 6-6-6-7 pe 3 ani. Deci, într-adevăr, obligațiunile municipale reprezintă o investiție foarte bună, deoarece, în primul rând, ne dau posibilitatea să ne diversificăm investițiile. O parte le plasăm la depozite bancare, altele în obligațiuni municipale, altele în acțiuni cotate pe piață bursieră, poate să fie și investiții imobiliare. Beneficii de lichiditate. După cum spuneam, imediat după ce finalizăm emisiunea, vor fi înregistrate la Bursa de Valori din Moldova și vor fi posibil de a fi vândute pe piața bursieră, dar și extra bursieră. Dacă este cineva doritor de a procura, puteți, deci orice investitor poate să meargă la depozitar central și să înregistreze imediat tranzacția vânzare-cumpărare. Pot fi utilizate și ca gaj sau atrase mijloace utilizând operațiunile repo. Și principalul că aceste instrumente sunt garantate prin veniturile primăriilor, veniturile unităților administrativ-teritoriale. Deci, împreună cu primăria municipiului Ceaturlunga și primăria orașului Sângera, suntem încrezători că vom finaliza aceste emisiuni cu succes și mulțumim mult tuturor colegilor la expert grup, Ministerului de Finanțe, în special și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care este autoritatea publică de reglementare pe piața de capital, pentru susținere, pentru suport, pentru că am ajuns la această etapă să lansăm emiterea de obligațiuni municipale, primele două emisiuni de obligațiuni municipale din Republica Moldova. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Natalia, pentru prezentarea foarte expresivă și foarte coerentă. Am să rog să rămâi alături de noi pentru următoarea etapă, când îmi doresc să existe, să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și în cazul în care din partea participanților din sală avem ceva întrebări, cu drag suntem pregătiți să răspundem acestora. Vă rog, dacă poți să-i dai microfon. Mulțumesc mult! Eu mă numesc Eugen Ghilețchi, sunt coordonatorul local al proiectului finanțat de către Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite Transparența Sectorului Financiar în Republica Moldova și vreau să felicit atât Victoria Bank, Expert Group, Comisia Națională a Pieței Financiare, primăriile care participă la acest proiect. Eu personal, cariera mea am început-o la Comisia Națională a Pieței Financiare. Domnul Valeriu Pop a fost primul meu coleg de serviciu și ulterior mi-am continuat cariera și la Expert Group. Deci eu am o dublă bucurie astăzi. Nu am avut tangență doar cu Victoria Bank, dar despre aceasta putem discuta după eveniment, domnul Pleșevescu. Eu am două întrebări scurte. Prima întrebare ține de posibilitatea de a tranzacționa obligațiunile înainte de scadență. Înțelegerea mea este, și după cum ați menționat dumneavoastră, vor fi tranzacționate la Bursa de Valoare a Moldovei sau admise spre tranzacționare. Însă noi cunoaștem totuși care este situația cu lichiditatea la Bursa de Valoare a Republicii Moldova. Deci întrebarea este dacă Victoria Bank își va asuma pe durata emisiunii rolul de market maker în general, dacă
exista o oarecare angajament din partea Victoria Bank să procure instrumentele în cazul în care nu există alți doritori de a achiziționa aceste instrumente. Știu că domnul Pop a menționat despre faptul că primăria Sângera va face aceasta, va își asuma angajamentul să achiziționeze valori imobiliare de stat, obligațiunile municipale, dar nu sunt sigur dacă asta se referă doar la perioada aceasta de răscumpărare anticipată sau există și o altă prevedere în prospect, fiindcă recunosc că nu am reușit să văd prospectul. Și a doua întrebare ține ce se întâmplă dacă în aceste 30 de zile nu se colectează suficiente cereri pentru achiziționarea acestor instrumente, deși nu sunt, nu vreau să cred că acest lucru se va întâmpla. Dacă mă uit în sală, doar cei care suntem aici în sală putem probabil să punem umărul la o bună parte a acestei emisiuni. Vă mulțumesc mult! Victoria Bank este o societate de investiții și are un portofoliu destul de mare de investitori. În cazul când vor fi expuse la vânzare careva obligațiuni, clar că în primul rând o să le propunem investitorilor și suntem aproape siguri că așa rate de dobândă o să se găsească permanent investitori care doresc să le procure. Nu excludem că și Victoria Bank poate să procure și pe piața secundară sau o altă bancă sau o companie de asigurări, fiindcă în principalul este un instrument care asigură o dobândă fixă destul de atractivă și atunci nu vedem că o să fie dificultăți la asigurarea pieței secundare. Da, într-adevăr, aș spune că nu este chiar așa de lichidă piața din capital din Moldova, nu prea sunt foarte multe tranzacții, poate de mai multe cauze, deoarece majoritatea companiilor, societăților pe acțiune au niște acționari cu cote foarte mari și avem foarte puține acțiuni libere spre tranzacționare, asta ar fi o cauză. Poate unele societăți pe acțiuni ar trebui să aibă o politică mai bună de dividende și atunci ar fi mai atractive, dar în cazul obligațiilor municipale, noi credem că orice cerere care va apărea expusă la bursă o să aibă și cum o să se găsească și cumpărătorul său. Referitor la a doua întrebare, în principiu la Sângera, unde este volumul anunțat maximal de 4,5, primăria este de acord să califice emisiunea ca efectuată chiar la un volum de 3 milioane. Aceasta le permite deoarece proiectul poate fi divizat, zicem așa, în două etape. O parte pentru efectuarea peductului pe, zicem așa, întâi pe strada sau centrală și după aceea pe periferie. Și de ce? Chiar dacă nu o să ajungem la să acumulăm toate 4,5, doar să avem un 3,5, putem anunța emisiunea ca drept calificată. În afară de aceasta și Victoria Bank ca investitor ar putea, dacă nu vom reuși din piață să atragem mijloacele, în final, dacă nu vom reuși, atunci deja vom scrie și noi vom procura aceste obligațiuni. Doar că cota Victoria Bank, noi ne propunem să deținem majoritatea în aceste emisiuni, maximum vom deține o treime. Dar totuși sperăm că vor fi doritori de a procura aceste obligațiuni la așa rate destul de atractive și o să oferim posibilitățile altor investitori. Mulțumesc! Aș adăuga aici faptul că interesul nostru ca și intermediar nu este să deținem în totalitate aceste acțiuni, ci din contră să asigurăm o dispersie cât mai mare a numărului de investitori, pentru că numai această dispersie va contribui la dezvoltarea ulterioară a pieței de capital. Fiind primele emisiuni, se pare o abordare greșită să monopolizăm piața, ci din contră noi trebuie să contribuim la educarea financiară a investitorilor, încurajarea acestora, furnizarea instrumentelor necesare pentru a subscrie, ajutarea acestora pentru a semna contractele și pentru a realiza chiar și o investiție minimă,
pentru că în felul ăsta se vor obișnui cu acest tipuri de investiții și pe viitor își vor asuma și mai multe și mai multe astfel de investiții. Deci scopul nostru nu este să facem, pentru că nu este investiție pentru Victoria Bank, este investiție pentru piața de capital și pentru dezvoltarea pieței de capital și numai dispersia va asigura acest lucru. Și suntem convinși că, așa cum s-a spus de către un colaborator Adinaur, piața de capital nu suferă de lichiditate, nu suferă de lipsă de investitori, suferă de lipsă de instrumente pe care să le pună la dispoziția investitorilor ca și piața de capital, astfel încât să-și diversifice portofoliile, iar un astfel de instrument este ideal pentru diversificarea investițiilor. Acum, Natalia, avem și întrebări online și este una extrem de dificilă. O să te las pe tine să răspunzi. Este venită din diasporă și ne întreabă cum ar putea cei din diasporă să investească la aceste subscrieri. Dacă investitorii din diasporă au deja conturi deschise în Victoria Bank sau deci au posibilitatea să identificăm, putem să identificăm și prin corespondență, prin semnarea contractelor cu autentificare notarială sau cu apostilă. Deci principalul, noi trebuie totuși să din punct de vedere AMLE, să cunoaștem investitorul, să cunoaștem că banii aceștia sunt deci sursa fondurilor legal acumulați și în felul acesta, dacă avem contact cu persoana respectivă și are, putem identifica, atunci am putea și să încheiem contractul de subscriere și, zicem așa, prin corespondență. Am putea. Da, este o întrebare foarte bună și ne vom gândi, având în vedere forța diaspora, ne vom gândi cum putem să acomodăm încheierea contractelor la distanță cu utilizarea instrumentului de semnătură electronică și vom anunța acest lucru. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să adaug, probabil este și până se dezvoltă instrumentele întrebări pentru a facilita celor la distanță să procure, este și o motivație pentru cei din diaspora când revin în țară sau chiar să revină în țară pentru acest scop, să deschidă cont și să înceapă să tranzacționeze. Sperăm să creăm o motivație suplimentară pentru cei din diaspora să revină, mai ales că vorbim despre un instrument care este într-adevăr cel mai atractiv pe piața financiară din Republica Moldova și nu doar, probabil vorbim despre cel mai atractiv instrument financiar din întreaga Europa, deoarece la nivel de risc, așa cum am spus, probabil, deci este un risc minim, deoarece este o emisie avizată de către Ministerul Finanțelor și vorbim despre primării cu creștere evidentă și în plus avem și dobânzi care sunt cele mai înalte dobânzi din Europa pentru investiții financiare cu asemenea nivel de risc. Asemenea nivel de risc redus. Deci eu sper să fie o motivație destul de bună pentru cei din diaspora când revin să se intereseze de acest instrument. Vă rog. Se aude, da? Bună ziua, mă numesc Petru Odară, sunt membru Curții de Conturi. Eu, în primul rând, salut acest eveniment pentru posibilitatea ca autorități publici locale, oferi autorități publici locale posibilitatea de a se dezvolta și a atrage resurse ieftine în dezvoltarea localităților. O să am două întrebări, sau o constatare și o întrebare pe acest subiect. În primul rând, pentru că s-a lansat în luna august, probabil că s-a avut în vedere și diaspora, că în mare parte diaspora vine în luna august acasă și asta ar fi o oportunitate ca ei acum să se manifeste și să investească în aceste două localități. A doua întrebare, în cazul în care primăria nu achită sau la cere nu achită pentru cei care au depus sau au procurat obligațiuni, care sunt efectele ulterioare? Gracias.
Deci în caz dacă primăria are dificultăți, zicem așa, la achitare, în primul și în primul rând, oricum primăria primește și are venituri din taxe și impozite și din transferuri bugetare, primele plăți merg întâi spre achitarea de dobânzi de obligațiuni și spre achitarea sumei de bază, valori nominale la scădență. După aceea se plătesc salarii sau alte cheltuielile care le are primăria. Deci cumva închiderea mijloacelor atrase este primordială, achitarea pentru mijloacele atrase este primordială celorlalte cheltuieli care le are primăria. Asta, de fapt, a fost un mesaj pentru investitori, că nu există riscul ca ei să nu-și obțină banii. De fapt, asta a fost ca... Exact, mulțumim. Natalia. Dacă pot adăuga... Da, mulțumim pentru întrebare, pentru că... În primul rând, mă rog, să-i spunem așa, garantul întoarcerii sunt veniturile autorității publice locale, ori autoritatea publică locală, conform analizei noastre, pe termen mediu și pe termen scurt, nu ar avea de unde să rămână în incapacitate de plată, chiar și, după cum au fost în prezentarea arătate, veniturile au crescut chiar și în perioada acestei pandemii. Pe de o parte. Pe de altă parte, după cum a spus Natalia, avem garanția veniturilor investitorii sau conform legislației Republicii Moldova se achită datoriile, în primul rând, și după această, toate datoriile și angajamentele curente. Și în al treilea rând, noi am văzut pe parcursul ultimilor 5 ani cum au crescut veniturile. Noi am văzut că baza fiscală acestora este suficient de bună pentru a își achita chiar din veniturile proprii, fără transferuri de la buget, transferurile cu destinație specială și transferurile cu destinație generală, aceste angajamente. În al treilea rând, noi suntem la un nivel de îndatorare extrem de mic, 7%, pe când, conform legislației Republicii Moldova, este de 20%. Sorry, noi tehnicieni cam asta. Dacă îmi permiteți să adaug. Altfel spus, primăria să vrea să nu achite, nu poate. Nu poate să nu achite, pentru că ei se iau banii efectiv. De ce vorbesc? Dar a fost transferul de destinație specială și veniturile proprii. Mai sunt și transferul de destinație generală, care, oricum, în fond curent, autorităților locale nu iau o diferențiere. Dar atunci, lichiditatea primăriei sunt destul de mare, zic eu, pentru a face față asemenea, să spun, plăți curente. De fapt, a fost un mesaj provocare pentru ca investitori sau persoane care sunt interesate să facă acest lucru fără avea în spate o notă de îndoială în privința incapacității de plată a autorităților și locale. Eu aș adăuga și faptul că este interesul principal al emitenților ca aceste emisiuni, prime emisiuni, să se deruleze cu succes, deoarece următoarele emisiuni vor fi la un preț în care riscul va fi mai mic. Deci cu cât îți construiești un portofoliu de bun platnic, de faptul că ai asigurat o emisiune de succes, costul de îndatorare la următoarele emisiuni, și noi suntem siguri că vor veni, va fi mult mai mic. Pentru că investitorii vor aprecia și vor pune riscul, îl cuantifica altfel. Aș adăuga la bugetele de 36 de milioane, 65 de milioane, 4 milioane jumate, 3 milioane, deci sunt sume destul de mici. Și sigur o să fie. Funcționează. Alexandru Sadu, îmi zice director al depozitarului central unic. Mi-amintesc că întrevederi de același gen au fost pe parcursul nou, începând cu 2015, dar de 10-15 ani și mai mult. Și la una dintre aceste discuții în care discutam despre, exact despre obligațiunile și municipale și corporative, foarte mulți experți spuneau despre problemele care există. Și în Radio există și posibil și în prezent persistă. Și modul în care se efectuează plasamentul și modul în care se acumulează banii, rolul intermediarului, rolul underwriterului, modul de răscumpărare, etc., cadrul fiscal, la urmă, știți, un ghem de probleme. Până în momentul în care unul dintre experți a zis că cel mai important ce este pe seama ceea ce am auzit este să
pur și simplu să mergem înainte și să încercăm să facem emisiuni de obligațiuni. Și am impresia că marea realizare a acestui eveniment de lansare este că el sparge gheața. Indiferent de problemele care persistă și fiecare le cunoaște și fiecare și le asumă în partea în care este responsabilă, din motivul acesta vreau să felicit echipele implicate în acest proiect, care după mine au făcut un pas foarte mare. Vreau să-l contrazic pe domnul președinte Pleșovescu, cred că pasul nu este deloc mic, este un pas foarte semnificativ pentru piața de capital. Într-adevăr, gheața se sparge. Felicit cu această ocazie echipa Victoria Bank, echipa Expert Group, echipa Comisiei Naționale și tuturor celor care au fost implicați. Pentru noi, depozitarul central unic, de asemenea, a fost un mic pas. Cu ocazia lansării acestor două emisiuni, noi am creat acest tip de instrument nou în sistem și am făcut testările necesare să vedem în ce măsură putem să susținem acest instrument. Vreau să declar cu fermitate că avem capacitatea și sistemul și sursele organizatorice, informaționale, personal, reglementările interne și externe, de altfel, ne permit să susținem aceste instrumente și să asigurăm toate solicitările care vor veni de la emitent și de la investitor, să asigurăm ținerea evidenței în primul rând investitorului, să asigurăm imediat transferurile, să fim siguri că transferurile, dacă sunt făcute contra bani, contrapartea își va recepționa banii și așa mai departe. Vreau totuși în final să adresez și eu o întrebare. Am văzut că în prezentare ați explicat modul în care acumulați banii. Vreau să întreb în ce măsură, și cred că asta este un element care interesează foarte mult investitorii, cum planifică emitentul și cum planificați dumneavoastră ca intermediar să returnați acești bani înapoi? Deci cum va fi efectuată plata cupoanelor și răscumpărarea obligațiunilor? Mulțumesc mult pentru întrebare. Mulțumim mult. În contractele de subscriere obligatoriu, investitorul va indica contul său bancar, fie în Victoria Bank, fie în altă bancă, unde dorește să primească aceste mijloace. Începând cu data achitării dobânzilor și data scadenței, intermediarul, primind mijloacele de la primărie, va face transferul maximum în 3 zile, începând cu ziua achitării dobânzii, la toți deținătorii de obligațiuni. În caz dacă investitorul va modifica contul său unde dorește, atunci el este obligat să anunțe intermediarul că și-a modificat contul unde dorește să primească următoarea dobândă sau banii la scadență, prin transfer bancar. Bună ziua! Sunt Vladimir Munteanu, membru a Comitetului Executiv a Băncii Naționale a Moldovei. Eu am două întrebări, dar înainte de toate vreau să felicit toți participanții la acest proiect cu faptul că au ajuns să spargă gheața. Este un început extrem de important și foarte long overdue. Din punct de vedere a Băncii Naționale, dezvoltarea pieței de capital va ajuta să soluționăm foarte multe rigidități care sunt în sistemul financiar din Republica Moldova, va ajuta la descătușarea excesului de lichiditate care nu poate fi utilizat, va duce la utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a banilor disponibili în economie, va duce la creșterea independenței financiare a municipalităților și, în consecință, la o creștere economică care va fi asumată și va aparține autorităților locale. Acesta este un element extrem de important. Acum, din punct de vedere al potențialului investitor, aș vrea să ne spuneți care sunt condițiile fiscale, care sunt costurile pentru un potențial investitor și întrebarea a doua sau a treia, dacă vreți, va fi care este nivelul de financial disclosure, de deschidere financiară a municipalității. Dumneavoastră ne-ați arătat doi indicatori care se privesc frumos, dar pentru un investitor ar fi important să înțeleagă și alte detalii, care este nivelul de îndatorare, care este structura costurilor, structura veniturilor,
pentru a da mai multă încredere potențialilor investitori și a atinge și elementul de educație financiară. Vă mulțumesc și felicitări încă o dată. Și noi vă mulțumim mult. La subscriere, investitorii nu achită careva taxe sau comisioane, deci unicile comisioane și taxe sunt achitate de primărie, dar veniturile obținute din obligațiuni, din investițiile în obligațiuni municipale se impozitează. Deci astfel, atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice investitori, după ce vor obține dobânzile, vor fi nevoiți să achite impozitul pe venit și anume în mărime de 12%. Deci persoanele fizice, după finisarea anului financiar, vor depune declarațiile la Inspectorat Fiscal și vor include în declarație aceste venituri din dobânzi de la obligațiuni din care vor achita impozite. Persoanele juridice iarăși vor include în bilanț și vor achita aceste impozite. Pe partea de impozite, da. Dacă îmi permiteți o scurtă precizare, se impozitează exact cum se impozitează oricare alte venituri, oricare alte venituri investiționale, cu excepția veniturilor din depozite, dar cum am arătat pe ecran, profitabilitatea acestor obligațiuni municipale este oricum net superioară depozitelor bancare, dar ca să fie clar pentru toți, nu este vorba de o impozitare ultra ceva deosebit, este acele 12% care se aplică pe oricare alte venituri. Dar noi am venit și anterior cu propuneri și vom insista pe propuneri să modificăm codul fiscal astfel încât să asigurăm un tratament preferențial fiscal pentru asemenea investiții, așa cum se face și în România și în practic toate țările pe care noi le-am analizat ca și bune practici pentru promovarea acestui instrument. De fapt, se oferă anumite preferințe fiscale și vom insista la discutarea următoarei politici fiscale, fiscal-bugetare, să excludem acest impozit. Și la următoarea întrebare, primăria orașului Sângera, la moment, nu are nicio datorie, da? Poți să răspund eu, dacă îmi permiteți, da. Spre exemplu, referitor la capacitatea de plată și nivelul de îndatorare, dacă vorbim de primăria Sângera. Mai întâi de capacitatea de plată, în ianuarie 2020, nivelul de îndatorare sau datoriile primăriei Sângera erau 10 milioane de lei la un buget aprobat la începutul anului de 23 de milioane de lei, adică era în jur de 40%. Bine, bugetul se aprobă inițial, în cazul nostru 23 de milioane, dar el ulterior crește cu toate sumele atrase, proiectele. În cazul nostru, noi în 2020 au fost 36 și un pic. Deci dacă noi în ianuarie 2020 am avut 10 milioane de datorii, în august 2021 avem zero datorii. Noi am reușit într-un an jumătate să acoperim un nivel de datorii de 40%. Deci asta înseamnă capacitatea de plată a noastră. Nivelul de îndatorare la moment e 0%, nu planificăm alte datorii în afară de emisiunea obligațiunilor municipale. Eu am înțeles sensul întrebării dumneavoastră, domnul viceguvernator. Noi, ca în calitate de intermediar, vom sprijini prin asistența pe care o vom oferi primăriilor pentru a asigura transparența decizională și transparența informațiilor financiare, astfel încât acestea să fie disponibile pentru investitori pe site-urile primăriilor și investitorii să poată consulta periodic toate raportările financiare cu privire la activitatea primăriilor, pentru că transparența este foarte importantă în succesul acestei misiuni. Aș mai adăuga, dacă să vorbim de primăria municipiului Cedrlungă, ei au la moment un grad de îndatorare de 7,35%, mai au un credit bancar, dar totuși cota este mică și au, având bugetul de 64 de milioane, au posibilitatea să achite la timp pentru toate resursele atrase.
Sper că nu mai sunt întrebări în sală. Noi vă mulțumim mult pentru participarea la acest eveniment. În calitate de gazdă al acestui eveniment vă invităm pentru o sesiune scurtă de discuții să mergem în afara sălii și să putem să răspundem și la alte întrebări cu ocazia acestor discuții. Mulțumim mult pentru participarea de astăzi, mulțumim invitaților de astăzi, mulțumim eroilor de astăzi să ne auzim cu bine, sper eu că la sfârșitul săptămânii viitoare ambele emisiuni să fie subscrise integral. O zi bună!